Este considerată cea mai veche rugăciune a Ortodoxiei, lăsată chiar de către Mântuitorul Iisus Hristos. Toți cei care o rostesc cu multă credință pot scăpa de cele mai grave probleme, iar multe persoane se confruntă cu diverse afecțiuni. Rugăciunea către Mântuitor curăță mintea și inima omului, precum și corpul său, chiar și de cele mai grele situații. Rugăciunea n-a fost lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos, în pilda vameșului și a fariseului. Ea poartă mai multe denumiri: rugăciunea minții, rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. De asemenea, are și mai multe forme: Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, dar poate să îmbrace și alte forme asemănătoare. Iată ce trebuie să rostești cu sufletul curat în fiecare zi pentru a te face bine și pentru a-ți ușura inima și mintea. Prea puternice și slăvite Domnule Iisuse Hristoase, Tu care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rog să primești merita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de necazuri. Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre folosul Tău, că noi neputincioșii suntem și nu putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De evoia Ta îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput pe cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, te rog, îndură-te de robul Tău, potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii, să-i fie această încercare prin care trece înspre îndreptarea vieții, spre începutul bun al mântuirii și spre iertarea păcatelor, și dacă e de folos să se ducă mai departe crucea bolii. Fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toată frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenunchiată de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, iubitorul de oameni, că văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt: iertate-ți sunt păcatele. Amin. Relatează sărbători alături de tine.ro.